Salutare, prieteni, cu voi iarăși Motan Show și astăzi o să ne uităm la cele mai noi desene animate FNAF Security Breach. Scrie în comentarii cine dintre acești animatronici vrei să devină mama ta sau tata. Nu uita să rupi butonul de like și să te abonezi. Oh, Gregory, păpușa, Veni și Chica. Oh my god, stai, în ce paradis au căzut domnișorii noștri? Oh. A sărit. Ei, copilai, și unde voi vreți cu toți să săriți? S-au luat de mână și au sărit. Și au căzut peste Gregory? A, ei, pur și simplu se joacă. Ok. S-a anotat sub apă. Aia, doi copilai și tot anotat după Gregory. Au găsit o peșteră. De ce? De ce au anotat în peștera aia? Uitați-vă sub... Au notat și într-adevăr, uitați-vă, au ieșit într-o peșteră foarte gigantă unde au găsit o navă de a lui extraterestru. Uitați-vă, chiar s-a deschis și ușa, s-au urcat, au pornit nava și au zburat în spațiu pe Marte. Ok. Alien! Asta este monstrul ăla, Alien, prieten. Ok, știți, Predator versus Alien. Oh, s-a speriat. Ok, stai, ușa este deschisă. Deci de ce nimic nu se blochează? Uitați-vă. Oh, pe nava aceasta specială, uitați-vă, este animatronicul soare. Ok. L-au găsit pe cel mai ciudat animatronic. Soarele. Oh, au deschis capsula aceasta. Stai. Alert. Oh my god. S-a aprins sirena. Ok. Roxy! Oh my god! Roxy a atacat pe eroii noștri. Ok, a apăsat, uitați-vă, butonul verde și s-a pornit. Ah, nu, pur și simplu s-a deschis. Și cred că o să se urce înăuntru. Da, s-a urcat în animatronicul Start. Oh! S-a pornit animatronicul Soare. Și acum se vor lupta cu Roxy, care a nebunit. Wow! L-a zgriat, doar că uitați-vă la... I-a blocat mâna. Ok. Și acum cred că o să vedem cea mai nebună luptă. Oh, uitați-vă, Soarele și Roxy se luptă. Da. Roxy a câștigat, uitați-vă, i-a spart și capul. Ok, stop. S-a transformat în lună. Doar că noi știm că luna este cu mult mai puternică decât soarele. Ok. Haide, luna. Oh, acum o să vedem lupta între animatronicul lună versus Roxy. Roxy a fost tăiată. Oh my gosh. Au ieșit din această peșteră și au rămas vii. Bravo! Prieteni, și nu uitați să rupeți butonul de like sub acest video, vă rog frumos și scrieți în comentariu ce animatronic vreți să deveniți voi. Ok, uitați-vă, DJ-ul, animatronicul DJ din FNAF Security Breach și cine e ăsta? E un om de știință care face diferite experimente pe DJ-ul nostru. Oh, stai, s-a trezit. Ok. Ok, băi, nebunul. Oh my god, uitați-vă ce cap gigant are. Ce cap gigant are animatronicul ăsta? Tu trebuie să-l... Ce trebuie să facă cu animatronicul Freddy? Să-l prinde? Sau să-l omoare? Oh, ok. Freddy. Ok. Freddy, ca de obicei, se plimbă. Oh my god. Se aud pași. Ăsta este animatronicul DJ. L-a scânat pe Freddy. Oh my god. A dat jar. Ok, a fugit Freddy. Interesant, vrea să ascundă în pădurea aceasta? Doar că DJ-ul nu lasă pe animatronicul nostru Freddy. Ok. Interesant, deci el nu bagă o melodie de aia super. O mania să-l caute pe Freddy. Ok, Freddy s-a ascuns în dufișul ăsta după care a ieșit și ce vrea să facă Freddy? A, uitați-vă! Înăuntru era Gregory. Interesant, Freddy cu Gregory mereu sunt împreună? Gregory, pleacă-te, rog frumos.
Gregory a fugit. L-a lăsat pe domnișorul nostru, Freddy. Oh! Gregory a fost prins de Siren Head. Ok, a venit la salvare. Ok. Și acum o să vedem lupta între Freddy și Siren Head. Ok, pentru prima dată o să vedem această luptă, prieteni. Ok, vom urmări cea mai sângeroasă luptă, Freddy vs. Siren Head. Cine va câștiga această luptă? Scrieți în comentarii. Oh, a venit toată familia lui Siren Head. Toată gașca, uitați-vă. Siren Head-uri. Cât sunt? 4, da? Oh my god. Eu cred că... Oh, cineva a tras cu laser și l-a decapitat pe Siren Head. Interesant, cine a tras cu laser? Cred că este DJ-ul. Da, uitați-vă, prieteni. DJ-ul a venit să-l salveze pe Freddy sau pur și simplu să-l captureze. Ok. Oh, uitați-vă, el pur și simplu trage cu laser din ochi și omoară pe toți. Ok. Siren Head, uitați-vă, urmărește pe Freddy. Sau ei pur și simplu împreună fug de DJ. Da, eu cred că ei pur și simplu împreună fug. Stai. Wow! Ăsta este tatăl tuturor Siren Head. Ok. Și acum o să vedem cea mai sângeroasă luptă, prieteni. Cel mai gigant Siren Head versus Freddy. Oh my god, a tras cu laser în mâna lui gigantul ăsta. Uitați-vă ce sirenă mare are. Ok. Deci acum uitați-vă, o să se lupte acești doi nebuni. Eu cred că Siren Head-ul ăsta o să-l câștige pe animatronicul DJ. Ok. Haide, luptă. Oh, a zburat. Ok. Vino la... Oh, uitați-vă ăsta, DJ-ul s-a enervat pe Siren Head. Oh, a rămas fără o mână. Ok. L-a omorât? Nu pot să cred. Nu pot să cred că gigantul ăsta de Siren Head poate să piardă această luptă. Oh. Uitați-vă ce gaură a făcut. Interesant, a rămas? Da, nu a murit. Sau uitați-vă, gigantul ăsta s-a enervat pe animatronic. Oh! L-a decapitat pe animatronicul DJ. Oh my gosh. Și a plecat după Freddy. Oh, pe pușa din Squid Game, uitați-vă cât de nice arată și se joacă cu Veni. Ok. Oh, boyfriend îl are pe Freddy. Ce a uitat de Veni? Veni. Oh my god! A fost aruncat la gunoi. Oh, uitați-vă, Veni s-a nebunit cu totul deoarece a fost aruncată la gunoi. Oh my god, s-a răzbunat pe stăpânii săi și a plecat. Ok. Oh, uitați-vă, păpușa din Squid Game. Oh, și el îl urește pe... Eu tras-o în picior. Oh my god. Ce? A omorât-o pe păpușa din Squid Game? Oh. Băi, frate, se transformă în animatronicul Freddy. Nice. Și acum, haide să vedem, prieteni, cea mai sângeroasă luptă dintre Veni și boyfriend care e Freddy. Ok. A lansat o rachetă în... Oh my god, sunetul ăsta din Naruto. Ok. Cum ar fi ăsta Chidori. Ok, uitați-vă ce luptă nebună, i-a tras un picior. Oh my god, s-a descompus. Ce?
boyfriend sau Freddy au pierdut această luptă. Vene câștigat. Interesant, acum... Oh! A scos... Interesant, cine va câștiga această luptă nebună, prieteni. Când te joci în frat, doar că ești... Îți place foarte tare anime-ul. Oh, uitați-vă, s-a transformat într-un ninja, într-un samurai. Ok. S-a transformat înapoi într-o păpușă mică, Veni. Oh, plânge, este milă de iepurașul, Veni. A, Freddy, unde este Freddy? Afară este iarna. Oh my god. Bebelușul, hage-wage și chise-mise. Oh. Când n-ai gaz. Ok. Freddy, uitați-vă, plecați să o ajute pe chise-mise. I-a adunat lemnele. Mulțumesc foarte mult. Ok. Au venit acasă. Oh. Așa pur și simplu l-a chemat pe Freddy? Oh! Hage-wage, uitați-vă, bebelușul este nervat deoarece... Oh, uitați-vă! E dat o pulpă, a fost aruncată. Oh! De ce? Bebelușul Hage a fugit. De ce ai tras? Și-a luat valiza și-a plecat. A, el pur și simplu, uitați-vă, este dor de taică-su, a luat și poza și a fugit de acasă. Oh my god. A rămas singur în pădure, s-a împiedicat și gata. Și a rămas și fără poză. Bebelușule, oh my god, a început să ploaie, rămas singur în pădure, pădure cu sacoșă de haine. Oh, stai, a fost prins, nu găsit de... De Veni, de proșul Veni. Bine. Mi-e să mânca. Oh, stai, nu mi-a plăcut zâmbitul ăsta. Oh my god, l-a trimis să fure, prieten. L-a trimis să... Gata, strânge toți banii și sunt ai noștri. Nu, no! Oh! A lăsat țafioul deschis. Și se lupte. Oh, a venit și poliția. What? L-a aruncat. Ok. Oh, Freddy, Freddy, uitați-vă, a prins-o pe... Mama, mama, iartă-mă. Iartă-mă. I-a găsit și poza unde sunt împreună cu taică-su. Și l-a îmbrățișat. Fiți mei buni, prieteni. Și totul va fi foarte, foarte bine. Prieteni, dacă v-a plăcut aceste desene animate, nu uitați să rupeți butonul de like, să vă abonați și să distribuiți acest video la toți prietenii. Pa, pa la toți!